Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Dau taoare la nuntă la... Domnul Soapuci. Beyoncé și Jay-Z, ce s-o fi dat? Și cadar și de mâncare. Ori fi avut bărcuțe de-astea cu brânză din Ardei? Cred că au avut bărcuțe cu stridii. Zic că am citit că și-au cumpărat Beyoncé și cu Jay-Z și-au cumpărat căsuță nouă. E adevărat că s-au căsătorit de ceva timp. Așa, dar poate acum că au putut să-și ia credit. Da, așa. Mai aveau de plătit. Au mai strâns sau mai... Știi cum e? Fiecare avea câte o garsonieră luată de când erau single. Au făcut creditul a doua acasă. Da. Au mai pus deoparte, au mai economisit, au mai strâns ceva. 200 de milioane de dolari au dat. Cea mai scumpă... Și-au luat casa în Pipera? Sau la Cluj. Cea mai scumpă proprietate vândută în California. 200 de milioane de dolari. Are 2900 de metri pătrați casa. Fără locuri de parcare, bănuiesc. Presupun că asta curtea nu se pune. Este Parimo. Mamă, 2900 de... Numai construiți. Numai construiți, da. Asta dacă noaptea te trezești că te duci până la baie. Au lângă pătuța, au o mașină de aia de golf. Cred că da. Înțelegi, se urcă în ea zzzz. Adică nu poți să ții o casă de 3000 de metri pătrați ca să dormi într-un dormitor de 20 de metri pătrați cu baia, prima ușă pe dreapta. Da, mă, nu există așa ceva. Nu, trebuie vorba lui Zaf. Îți iei măcar niște role de alea electrice sau ceva să te duci. Tu te-ai dat vreodată la 3 noaptea din pat și te-ai pus pe role? Nu e bine. Da, nu știu ce nu, să... Nu e bine. Dar oare cât le vine gazul, mă, la casa asta? Așa, încă stai mă puțin, dar e cald acolo. Să crezi tu că e cald. Uneori nu e. Noapte, cred că e frig uneori. A, mai pun-o pe ok, cât le vine curentul, mă, sărăcească? Asta cu curentul, e, cred că la hidroelectrica, încă nu știu că nu le-au venit facturile până ajung în America, e mai auzi, dificil. Auzi, dar tu dai seama că la ei, deci la casa asta de 3000 de metri pătrați cât au ei, nu poți să ai un singur abonament pe Netflix, că dacă te muți din sufragerie în dormitor, proprietate. Că te-ai mutat pe altă stradă. Exact, da. Și practic ai văzut că acum și în România... Face special acum ca să mă gațe pe mine. Da. Deci tu ai încurcat-o. Înțeleg trebuie că se bagă plătești, tarif cât da. E? Trebuie să plătești 15 lei. 15 lei pe lună, Luca. În euro. În euro, 2,9 plus TVA. Deci, de fapt, te duci în 20 soto. Ca popa. N-ai nicio treabă. Da, s-a schimbat regulamentul la Netflix acum și dacă vrei să dai parola frățiorului... Caz real, caz umed. Deci, eu n-am problemă, tu n-ai problema asta, Vlad. Cine a mai rămas? Eu n-am, da. Nea Titi. Ce faci? Ce, ce să fac dacă... Asta, treci pe Disney. Și știi că trebuie să sunt te pe loghezi. Disney, eu sunt pe ești toate pe Disney? Da. Trebuie să te loghezi. Păi da. Ai de autodenunță. Ai decodor pentru toate? Da, da, da. Da, și trebuie să te loghezi și reloghezi o dată pe lună, cel puțin. Așa e sistemul. Hai că să bag parola. Da. Și userul nu merge doar cu parola. A, vedem, ne înțelegem noi omeniște. Cum aș să facem? Și cu HBO-ul la început era cu decodor din piață, până la urmă am intrat în... Păi și cum faci? Aveți un grup de legalitate. WhatsApp? Legalitate. Ai grup de WhatsApp pentru toate conturile astea? Am un singur... Hai mă, încetați. Am și eu un cont... Eu n-am vrut. N-ar fost cu fort. Că sunt reticent la nou. Ai fost obligat. Da. Și acum 10 ani când și-a făcut fratele meu cont la Netflix. Cu forță, dar că atunci te... era o chestie firească, nu, adică n-a fost da, nimic ilegal. Ea nici au luat decizia. Adică nu, dar nici nu și nouă câte o parolă. Mie, lui, tata, care avea 5, n-avea să facă cu ele. Da, erați mai mulți pe scară. Da. Da. Tu, de exemplu, ce ai făcut cu parolele tale? Da, le-am ținut. Ești un egoist, vezi? Și stai. Tu... Eu nici nu știam că ai dreptul să dai parole, serios. Cum să n-ai? Ai 5 conturi, n-ai văzut că ai 5 conturi? Da, mă, dar pentru fiecare membru al familiei, ca să fie individualizat. Da, așa, și dacă familia ta n-are 5 membri, nu cauți să ocupi membrii aia, adică de ce să lași membrii? Serios? Eu am avut 5 conturi? Nu, ai 5 useri pe cont. Am 5 useri, da. Aha. Și la ce servezi 5 user? Ca să-i dai la altora. 5 prieteni, să-ți obișnuiască sistemul, înțelegi? Și să-ți recomandă filmele în funcție de cine se uită. Uite că nu m-am gândit. Eu am pornit întotdeauna Netflix-ul și am dat play. I-am făcut și Ionelei cont. Să aibă și ea. Aveți plătiți două abonamente? Nu, unul singur. Și cum ai făcut cont, dacă adică tu nu știi că ai user? E user acolo. Asta zic. Aha. Și acolo unde ai făcut ei, da, mai faci încă trei. Puteți să mai ajuți 3 creștini, dar tu nu. Eu nu mai... Eu m-am gândit uite, ca acum să fie... terminat cu ajutoarele astea. Că ea se uită la alt fel de filme la... decât cele la care... Ceilalți trei s-ar fi uitat și la alt fel de... Nu aveau treabă cu tine. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.